Hello. Salutare! Bine ați revenit! Suntem... Fără tipă! Suntem Adi, Alișor. V-am pregătit un nou tutorial de salsa. Mergem mai departe cu șirul de tutoriale pe care le-am pregătit pentru voi. Sperăm că cele două de până acum v-au plăcut și v-au fost de folos. Am povestit în primul despre poziție și pas de bază. Iar în al doilea despre... Cross și Suzuki. Ok. Tema tutorialului de astăzi sunt cele două tipuri de întoarcere principale. Întoarcerea spre stânga, întoarcerea spre dreapta. Invers. Întoarcerea spre dreapta, întoarcerea spre stânga, în ordinea importanței, să zicem așa. Da? Bun. O să începem cu întoarcerea dreapta, da? Întoarcerea spre dreapta. Țin să menționez din nou că este stilul nostru, nu este neapărat cea mai corectă, nu este neapărat cea mai utilizată. Am văzut N tipuri de întoarceri spre dreapta cu N variante de pași și variante de întoarceri și da? Fiecare în funcție de ce vrea de la întoarcerea respectivă. Noi personal vrem ca întoarcerea respectivă să fie cât mai curată posibil, ok? Să arate cât mai curat, da? Iar pentru asta ne folosim foarte mult de ideea de a dansa pe linie, da? Salsa se dansează, salsa on-one pe care o lucrăm, se dansează pe linie și atunci noi încercăm foarte mult să folosim linia asta pentru a arăta, pentru ca mișcările noastre să arate curat. So, hai să vedem. Avem așa, basic step, and 1, 2, 3, and 5, 6, 7. O să folosim varianta cea mai simplă de basic step pentru ca și întoarcerea să fie simplă. Ok? Și o să avem 1, pas în față. 1, da? Cu trecere de greutate. 2, schimb. 3, pas mic în față. Și pivot. And 5, 6, 7. 5, 6, 7. Ok? Încă o dată. Direct, da? Avem așa. Pas în față. 1, 2, 3. And 5, 6, 7. Ok? Ce vreau să menționez? Da? Ce vreau să menționez la pasul ăsta, la întoarcere, este că, în primul rând, e foarte important ca primul pas să fie în față, da? Să semene, structura să fie asemănătoare ca unui pas de bază, adică, dacă la pas de bază, la 1, am pus pas în față, și la întoarcere spre dreapta, 1 e tot în față. Dacă la pas de bază, 3-ul este aici în spate, da? Nu este lângă, sau mai știu eu, 3 în spate și 3-ul de pe rotire, 1, 2, 3, trebuie să fie tot aici. Ok? Da? Ce se schimbă e pe 2 unde se face trecerea. Ok? Da. Ceva de adăugat? Ca și tehnică, vârful, țineți minte că am spus și în primul tutorial, că vârful cu care plecăm trebuie să fie tot timpul spre exterior. Ok? Bun. La fel ca și la basic, o să călcăm primul pas cu vârful în exterior, mai departe, când ne întoarcem tot în exterior, să fac fața. Cam așa. Un. Dreapta. Un. Doi. La doi am piciorul în exterior, da? Dacă îl pun aici, în interior, îmi va fi mult mai greu să mă întorc sau chiar o să calc încrucișat ca să mă pot întoarce, da? Dacă calc cu vârful în exterior, o să-mi fie mult mai ușor la final. Se mă întorc și se calc 5, 6, 7. Ok? Greșeala cea mai frecventă la început este asta. O să facem cu fața că e mai vizibil. Călcat 1 așa. 1. Din dorința de a te întoarce cât mai repede, da? Basic. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. Ok? Asta nu. Ok? Pentru că rezultă poziția asta la picioare, ce am zis că e total greșit. Ok? Da? Ce a zis Alișor mai devreme, totdeauna vârfurile trebuie să fie spre exterior ca să arate curat. Ok? Deci nu vă grăbiți să vă întoarceți, aveți timp suficient dacă faceți, e vorba doar de o singură întoarcere.
Da? Și atunci am timp suficient să calc cu vârfurile în exterior. Ok? Da? Cu umerii. Acum, la partea de sus a corpului, noi la început explicăm foarte simplu. Oamenilor, gândiți în felul următor. Călcați unul în față, ridicați mâna dreaptă și lăsați mâna dreaptă să vă întoarcă tot corpul. Adică 1, 2, 3. Ok? Da? 1, 2, 3. Ok? Dar, mai departe, direcția umerilor are o mică logică. Da? În principiu, în latino, piciorul merge cu același, să nu zic umăr, că nu-i neapărat umărul, ci e partea de sus a corpului. Adică dacă calc cu stângul în față, și partea de sus stânga a corpului merge, vine în față. Ok? Nu e invers. 1. Ok? Nu e disociere. Da? E 1. Și atunci, o să pornim așa, ca să aibă un pic de logică, o să pornim cu pasul în spate, pentru că din pasul în spate ne dă mai departe ce se întâmplă cu umerii. Da? Deci o să pornim cu 5, 6, 7, unde 5 merg. 5, da? Scuze, am călcat pe toată talpa, am zis că nu. 5, da? Partea dreaptă e în spate. 6, 7, partea dreaptă e în față, la fel cu piciorul. Și acum, calc 1, se face și schimbul de corp. 1, 2, 3 și din nou în spate. 5, 6, 7. Ok? Da? Deci am pornit cu 7-le pentru că 7-le ne pregătește, da? 5, 6, 7 pregătește umărul ca mai apoi să pot întoarce. Ok? Poziția asta, aici, 1, ok? Este foarte des folosită, este poate puțin incomodă din cauza că pasul vă obligă să duceți vârful în exterior, în stânga, iar restul corpului e întors invers. Este o poziție un pic ciudată, să zicem așa, dar arată foarte bine dacă reușiți să o stăpâniți și o să pașii voștri o să arate foarte curați. Ok? Și se folosește și în pereche foarte mult poziția asta, da? Știu că nu are legătură, dar 1, 2, 3, 5. Ok? Aici, 5. Pentru întoarceri, pentru... Da? Este o pregătire care ajută foarte, foarte mult. Bun. Încă o dată. So, cu totul, basic, and 1, 2, 3, let's go, 6, 7, 1, 2, 3, 6 cu mână, basic, 1, 2, go, and 5, 6, 7, 1, 2, 3, and 5, 6, basic, and the 1, 2, again, 5, 6, 7, and the 1, 2, 3, and the 5, 6, 7. Ok, o variantă care nouă ne place, să zicem un extra bonus, ar fi pe 5, 6, 7 să adăugăm pasul de bază un pic mai avansat. Adică avem 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, întoarcere dreapta, 1, 2, 3, and 5, 6, 7, and 1, 2, 3, let's go, and 1, 2, 3, and 5, 6, 7, and 1, 2, and 5, 6, 7. Ok, cam asta despre întoarcere dreapta. Ideea e, la început încercați să vă concentrați pe pași, după aceea vă gândiți și la umeri, dacă încercați și, e super complicat la început, da? Să vă gândiți și la partea de sus și la partea de jos. Da? Încercați simplu, vă gândiți că asta e mâna dreaptă, mă întoarce spre dreapta și o să vină încet, încet și restul. Da? Ok? Da. Bun. Întoarcere? Stânga. Stânga. Da? Stânga e pe partea cealaltă, da? Ok? Ok. So, o să folosim din nou basic simplu. And 1, 2, 3, stânga și avem. 1, 2, 3. În față. 1, 2, 3. M-am întors. În momentul ăsta toată greutatea mea e pe piciorul meu stâng. Ok. De aici. Pe 4.
Corpul continuă să se întoarcă și o să calc 5 în direcția opusă timpului 1. 5, 6 și 7 din nou în față. Ok? Încă o dată. 2, 3 și 1, 2, 3, 5, 6, 7. And 1, 2, basic, basic. 5, 6, let's go. 1, 2, 3, and 5, 6, 7, and 1, 2, 3, and 5, 6, 7. Și mergem o dată pentru varianta simplă pe aceeași idee. Mâna stângă e mâna care conduce. Ok? Basic, avem 1, 2, 3, mâna stângă, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, let's go, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, and 5, 6, 7. Ok? Varianta cu umeri, cu partea de sus, este exact identică, da? Explicația e la fel și e cam identică pentru majoritatea mișcărilor în latino. Există, nu înseamnă că nu există mișcări de contra, de disociere. Există, evident că există, mai ales în cazul în care dansăm împreună și avem nevoie de piruete multiple. Ok? Sau pregătim și în shine, pam, 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 pregătesc piruete multiple. Da? Și atunci am nevoie de disociere. Dar, pentru întoarcerea simplă, cea mai simplă din lume, în principiu, nu e nevoie de disociere, pentru că nu am nevoie de atâta avânt. Ok? Hai să facem o dată și cu very slow motion și cu umeri întoarcere stângă. Da? Avem basic, 2, 3, sorry, 5, 6, și avem stâng, 2, 3, umărul stâng conduce, da? Vine umărul drept. 5, 6, 7, în față, da? Încă o dată, umărul stâng și 1, 2, 3, da? O condus, vine dreapta. 5, 6, 7, and 1, 2, 3, and 5, 6, 7, puțin mai repede. 1, 2, 3, let's go, stânga și 1, 2, 3, 5, 6, 7, and 1, 3, and 5, 6, 7. Ok? Cam asta este. Cam astea sunt cele două întoarceri în varianta lor cea mai simplă. Repet, există N variante și N styling-uri și N, N, N. Ok? Peste așa le considerăm noi varianta cea mai simplă. Sperăm să vă placă. Dacă aveți alte variante, scrieți-ne. De ce nu? Suntem deschiși la orice întrebare și de ce nu? Poate corectare. Ok? Bun, hai să facem un pic pe muzică și that's it. Tam, tam, tam. E pornit pe boxă? Nu, așa, bebe. Acum. Audio input. Ok. Hai să vedem. Luăm o melodie ușurică, ușurică. Ah, uite, o melodie frumoasă. Melodie de suflet, așa. Hai să vedem. Quisiera de poner mis armas, parar con esta hostilidad que no conduce a nada. Te propongo una tregua, hago un llamado a tu conciencia. Dame ya, me está matando. Sus fuerzas, hoy vienes
Pe Instagram avem Adi Underline Alișor, iar pe Facebook Adi și Alișor. Adi N Alișor. Adi N Alișor. Ok. Vă mulțumim foarte mult. Ne vedem la următorul tutorial. Pa!